Salutare și bine v-am găsit la un nou video, de această dată o să fac un video scurt, informativ și vreau să vă anunț că a apărut PUBG Mobile oficial pe Magazin Play. Ca să-l instalați, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Magazin Play, să căutați PUBG Mobile, îi dați search și este această iconiță prima de sus care scrie PUBG Mobile Trenchant Games, dați click pe ea, este versiunea în engleză, versiunea de la Speedlight Quantum. Versiunea de la Timi încă se mai poate instala în limba chineză, însă trebuie să intrați de pe site oficial. Nu o să intru în detalii. Dacă vreți să fac un tutorial cum să instalați acea versiune, scrieți-mi într-un comentariu. Asta este versiunea oficială în limba engleză. O să-i dau open ca să vedeți că merge. Mulți dintre voi bănuiesc că deja știți că a apărut, însă am văzut foarte multe persoane că se plâng că nu mai merge să instaleze PUBG de pe Trenchant, de pe Aptoide sau TapTap. Păi nu mai aveți nevoie. Puteți să instalați versiunea oficială de pe Magazin Play. Mergeți să te loghezi ca și guest sau de pe Facebook. Eu nu am ales să mă loghez de pe Facebook. Jocul merge. Este foarte ok optimizat pe telefon. În caz că nu va apare aici să-l instalați sau vă zice că e incompatibil device, este clar că nu merge din cauza de la telefonul vostru, nu este compatibil cu jocul, sau în caz că vă merge și vi se vede alb, iarăși este o problemă de la telefonul vostru. Sper că acest video informativ să vă fie de folos, dacă v-a fost de ajutor, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați și până data viitoare, numai bine, pa, pa!